Salutare! Astăzi o să vorbim despre încălzire. Acest video l-am împărțit în două părți, încălzirea pentru partea de jos a corpului și încălzirea pentru partea de sus a corpului. Este important ca fiecare exercițiu care o să-l arăt în acest video să fie făcut de minim 10 ori. Vom încălzi gleznele mai întâi, în așa fel încât să simțim că am dus sângele în zona respectivă. Încercați să atingeți toate planurile de mișcare pentru a putea pregăti articulația la potențial maxim pentru antrenament. Este foarte important să implicăm și mijlocul corpului când vorbim de antrenamentul părții de jos, deoarece este conexiunea între partea de jos și partea de sus. Vom încerca cât mai mult să nu izolăm corpul în două părți, chiar dacă vorbim de partea de jos. După cum vedeți, am început de jos și vom termina undeva la nivelul șoldului cu încălzirea pentru partea inferioară. Gleznele, genunchii și șoldul bilateral. Vom începe cu mișcări ușoare și vom crește amplitudinea mișcării în așa fel încât să fim încălziți 100%. Dacă faceți acest tip de încălzire, o să vedeți cu trecerea timpului, mișcarea voastră se va îmbunătăți și veți avea o amplitudine din ce în ce mai bună în mișcare. În acest moment stau într-o poziție de genuflexiune adâncă. Pentru început o să vedeți că vi se va părea greu să stați în această poziție, așa că nu contează dacă stați la 90 de grade sau mai sus. Cu timpul o să vă îmbunătățiți mișcarea. Fiind prima parte a antrenamentului, partea de încălzire, trebuie să ne conectăm trunchiul și musculatura cu partea psihologică, în așa fel încât să avem un întreg și să fim pregătiți din toate punctele de vedere pentru partea fundamentală care urmează. Acum avem niște exerciții care ne vor crește frecvența cardiacă și ne vom da acel boost de care avem nevoie în antrenament. Partea a doua de încălzire, și anume încălzirea trenului superior. Vom începe de la cap și vom coborî până la șold. Încercați să mișcați capul în toate direcțiile și privirea să fie înainte ca să nu amețiți. Vom începe cu mișcări ușoare și vom mări amplitudinea și viteza de execuție. Important este să includem și mișcarea de rotație în încălzire. Brațele până simțiți că ajunge sângele în mână.
Pentru această încălzire nu aveți nevoie decât de propriul vostru corp și de o suprafață pe care să stați. Un exercițiu care imite mișcarea de tras, în cazul în care aveți un antrenament de tras. Amplitudinea o veți crește pe finalul încălzirii. Este foarte important să începeți cu mișcări ușoare și să ajungeți la mișcări complexe. Repet, fiecare exercițiu pe care îl fac aici, vreau să-l faceți de minim 10 ori, iar dacă considerați că nu v-ați încălzit corect sau suficient, puteți să măriți numărul pentru fiecare exercițiu.